În urmă cu 3 ani, societatea Zirom S.A. a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unei linii tehnologice integrate de fabricare a lingourilor de titan și aliaje de titan. Fiindcă a fost implementat cu succes, societatea giurgiuveană continuă să se dezvolte, de data aceasta printr-un nou proiect european ce vizează achiziționarea de utilaje performante în cadrul fluxului de topire de aliaje. Contractul de finanțare a fost semnat zilele trecute, iar perioada de implementare este de 6 luni. În acest nou proiect să reușim să dezvoltăm și baza de produse, practic să producem și alte materiale în afară de cele legate strict de titan. Sperăm noi ce avem de făcut, trebuie făcut într-un timp foarte, foarte scurt, de 6 luni. Până în luna decembrie trebuie finalizat tot proiectul. Urmărim prin asta o îmbunătățire a fluxului tehnologic, o creștere a capacităților și îmbunătățirea capacităților de prelucrări și, de asemenea, o îmbunătățire a activității de laborator prin achiziție de echipamente specifice. Pe lângă faptul că societatea giurgiuveană se va dota cu echipamente de producție performante, proiectul își propune și creșterea numărului de locuri de muncă, a cifrei de afaceri, extinderea volumului de producție și exporturilor. În fapt, acest proiect are ca și obiect achiziționarea de utilaje tehnologice. Utilaje tehnologice care cuprind echipament tehnologic de topire cu inducție, echipament tehnologic de topire cu flux de electroni invid, cuprind utilaj de frezare, echipament pentru determinarea proprietăților mecanice ale produselor finite în cadrul fluxului tehnologic, echipament pentru determinarea hidrogenului din produsele finite în fluxul tehnologic, echipament pentru spectrometrie în soluții în fluxul tehnologic, echipament pentru manipulare frontală și manipulare laterală în fluxul tehnologic și echipament tehnologic pentru asigurarea necesarului de aer comprimat. Acestea, practic, sunt achizițiile din proiect. Proiectul a fost structurat astfel încât să continue fluxul tehnologic actual, să îl completeze și să asigure atât o îmbunătățire a calității produselor finite actuale, cât și o diversificare a gamei de produse. În prezent, societatea Zirom S.A. are 130 de angajați, însă odată cu implementarea noului proiect, numărul va crește la 142 de salariați. Zirom este singurul producător de titan și aliaje de titan din România și din Europa de Est.